Să dea Dumnezeu să nu aibă nimeni parte de această investiție. Este până la urmă un prim spital modular din județul Vâlcea. În aceste module am făcut un spital la Mihești, la Spitalul Constantin Anastasatu, TBC-ul, cum o știe toată lumea. O investiție importantă pentru cei care, din păcate, ajung pe patul de spital aici. Condițiile sunt foarte bune, după cum ați văzut, tot ce trebuie, apă caldă, dușuri, paturi noi, lenjerie, absolut tot. Medicația o asigură cu colegii mei de specialitate. Ce este însă important este că tot aici, la Mihești, avem un proiect și vom face și o clădire nouă, demisol, parter, o clădire în care vom investi peste 6 milioane de euro. Acum suntem la faza de studii de fezabilitate și așa mai departe, dar vom face și o clădire nouă de spital la Mihești. Ne aflăm în incinta Spitalului de Pneumofiziologie Constantin Anastasatu, situat în localitatea Mihăiești, și suntem la finalul lucrărilor de amplasare a unui număr de 11 containere modulare, ce formează un ansamblu modular pentru a desfășura activitatea de izolare, tratare a pacienților suspecți COVID, astfel îmbunătățind atât calitatea serviciilor medicale și reducerea riscului de îmbolnăvire a salariaților, precum și a oferit pacienților care se adresează spitalul nostru condiții decente pentru astfel de îngrijiri. Aceste containere au fost achiziționate în cadrul proiectului de întărire a capacității de gestionare a crizei COVID-19 cu sprijinul Consiliului Județean Vâlcea. Pacientul care se va adresa Spitalului de Pneumofiziologie Constantin Anastasatu, după zona de triere, dacă necesită îngrijiri medicale, va fi cazat și tratat în aceste containere până la aflarea rezultatului testului PCR. După ce acest rezultat va sosi, pacientul este îndrumat și este tratat în alte compartimente desfășurate la nivelul spitalului. Deci, practic, în aceste containere vom asigura partea de izolare și tratament a pacienților suspecți COVID-19, astfel îmbunătățind calitatea serviciilor și riscul de îmbolnăvire a personalului.